Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile ediției. Incendiu la etajul 4 în cartierul Oinac. Podul Prieteniei intră în sfârșit în reparații. 72.000 de pensionari giurgiuveni vor primi banii mai devreme. O elevă de 13 ani din Remuș premiantă la muzică populară. Astra Giurgiu amenințată din nou de insolvență. Un incendiu a izbucnit astăzi înainte de orele prânzului într-un bloc de locuințe din cartierul Oinac, chiar lângă sediul Direcției de Evidență a Persoanelor. Incendiul s-a produs la un apartament de la etajul 4 al blocului C16, iar pompierii au fost anunțați de vecini, fiindcă proprietarii nu erau acasă. Pompierii au ajuns foarte repede la fața locului, iar intervenția a durat destul de puțin. Proprietara apartamentului, Ioana Gogoașă, a fost anunțată telefonic de către vecini, aceștia fiind și cei care au sunat la 112. Eu n-am fost acasă, n-am constatat, un vecin mi-a dat telefon și... Erați plecată? Da, nu eram acasă și n-am decât un frigider și niște clocitori, împrins atât, n-avem nimic. N-ați fost în casă, nu știu? Nu, n-am fost acasă, nu știu. Pompierii au fost chemați de vecini? Da. Imediat au venit. Extraordinar de receptivi și de activi pompieri. Bravo! Astea locuiți în același loc? Da, da. Aveți gaze aici? Da, avem, asta e. Asta ne-a fost frică, că sărim în aer. Dar bine că au venit pompierii și au rezolvat. Bravo! Asta ați anunțat? Da, da. A simțit cum, ce s-a întâmplat? A venit un vecin de la etajul 1, zice, domnul Brad, veniți repede să vedeți că iese de la etajul 4 fum. Și am ieșit cu soțul meu afară, când am rămas pur și simplu consternați când am văzut ce. Și pe scară nu te mai vedeai. Și am dat telefon la pompieri și au venit foarte repede. Bravo lor și cinste lor! Incendiul s-a desfășurat în interiorul apartamentului și datorită intervenției rapide a pompierilor nu s-a extins la apartamentele vecine sau la acoperiș. Au ars piese de mobilier și aparate casnice, iar cauza probabilă a fost scurtcircuitul electric. Intervenția s-a desfășurat în parametrii normali. În jurul orelor 11:30 am fost solicitați pentru a interveni la un incendiu produs la etajul 4 la un imobil de locuit. Am ajuns la locul intervenției cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, o descarcerare și o autospecială de prim ajutor calificat. Incendiul a fost lichidat foarte repede, pagubele nu sunt foarte mari, probleme nu sunt, nu au fost probleme. Cauza probabilă de incendiu fiind scurt circuit electric. Intervenția pompierilor a durat foarte puțin, iar incendiul a fost lichidat rapid. Proprietarul apartamentului a venit și el urgent de la serviciu și a ajuns chiar când focul fusese stins. Soția sa, căreia i s-a făcut rău, a avut nevoie de îngrijiri din partea echipajului SMURD, dar din fericire și-a revenit în scurt timp. Partea românească a podului Prieteniei a devenit aproape impracticabilă. De dimineață, mașinile de mare tonaj se clătinau într-o parte și în alta, în încercarea de a traversa în siguranță craterele adânci și dese din carosabil. Vine însă și vestea bună. Încep lucrările de modernizare a podului pe partea noastră, un proiect descris la fața locului în exclusivitate pentru TV Giurgiu, chiar de către cei care conduc firma ce va executa lucrările. De dimineață, când ne-am deplasat pe podul Prieteniei, atmosfera nu era tocmai prietenoasă. Pe partea românească a podului, abia dacă se mai putea circula din cauza craterelor din carosabil din ce în ce mai multe și mai adânci. Pentru șoferii autovehiculelor de mare tonaj, trecerea podului de la Giurgiu reprezintă o adevărată aventură. Mașinile grele se balansează periculos în încercarea de a trece în siguranță prin gropile din asfaltul măcinat.
La capătul podului, dinspre partea românească, am zărit și câteva echipe de muncitori, dar și utilaje care efectuau reparații, cei drept provizorii a părții carosabile. Lucrările sunt executate de două societăți asociate, una din România, cealaltă din Italia, firme cărora le-a fost atribuit contractul pentru reabilitarea podului peste Dunăre de la Giurgiu. Reprezentanții firmei italiene au explicat în exclusivitate pentru TV Giurgiu toate etapele proiectului, prima fiind începută deja. Momentan facem niște lucrări de reparație a părții carosabile a podului pentru viabilizarea traficului, după care vom intra într-o fază de lucru propriu-zis, când vom închide o bandă, circulația făcându-se doar pe acea bandă, și noi vom începe să demolăm placa de beton a podului, pe care o vom schimba cu dale prefabricate din beton, care vor fi monolitizate, și se va face o hidroizolație nouă cu parapeți noi, cu asfalt nou, cu rosturi de dilatație noi. Zona pe care va fi pe care vom începe este partea de viaduct de 400 de metri, cu schimbarea dalelor, și pe partea centrală a podului vom începe să facem și lucrările de vopsitorie a structurii metalice. Proiectul, în valoare de 13 milioane de euro, cuprinde și modernizarea drumurilor de acces în Vama Giurgiu, unde se vor efectua rigole carosabile, frezarea asfaltului vechi, repararea dalelor de beton și turnarea unui covor asfaltic. De asemenea, parcările existente vor fi reabilitate, se va realiza un sens giratoriu, o trecere de pieton semaforizată, parcări noi și construirea unui spațiu destinat scanării materialelor radioactive. Timpul de execuție a lucrărilor este de un an și vor începe în adevăratul sens al cuvântului imediat ce se va obține autorizația de construcție de la Ministerul Transporturilor. Până la sfârșitul anului, dalele de pe pod vor fi schimbate, dar pe lângă aceasta și vopsitoria pe partea de deasupra căii va fi terminată. Pe lângă aceasta, noi mai avem de executat și lucrări de vopsitorie a structurii de rezistență de sub calea podului, care va veni după ce vom monta plăcile pe pod, și lucrări de reparație a pilelor și a fundațiilor podului, și vom merge ca și oamenii gospodari de sus în jos, ca să nu murdărim ce am făcut. Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din fonduri europene și bani de la buget, însă mai multe detalii despre proiect și despre cum va arăta Vama Giurgiu și podul prieteniei în următorul an puteți urmări în exclusivitate imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. 5 jandarmi giurgiuveni trecuți în rezervă au fost astăzi premiați cu diplome de excelență de către conducerea Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu. A fost o întâlnire specială organizată cu 3 zile înainte de sărbătorirea Zilei Jandarmeriei. Au revenit la locul în care și-au făcut datoria timp de mulți ani în uniforma de jandarm. Este vorba despre 5 jandarmi în rezervă care au fost primiți într-un cadru festiv la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Giurgiu. După vizionarea filmului de prezentare a instituției, șeful inspectoratului, colonel Tiberiu Demeter, le-a prezentat onorul generației de astăzi, însoțit de urări de sănătate și fericire. Ne mândrim cu tot ceea ce ați înfăptuit și ne-ați transmis, și vă asigurăm că suntem demni de activitatea pe care dumneavoastră a desfășurat-o. Sunt mândru eu că sunt comandant în această unitate în care dumneavoastră v-ați desfășurat activitatea de-a lungul timpului. Am găsit o unitate bine clădită, bine organizată, și acest lucru a ieșit din faptul că dumneavoastră, atunci când ați fost în activitate, v-ați făcut datoria cu profesionalism. Militarii au primit diplome de excelență pentru devotamentul de care au dat dovadă în întreaga activitate și au depănat amintiri din vremea în care purtau uniforma de jandarm. Acest diplomă se acordă domnului colonel Băjan. Domnul să trăiți, să trăiți, să trăiți cu pentru dumneavoastră și pentru întreaga unitate, timpul să stea pe loc. Vă mulțumim frumos. Da, din... Activitatea să fie mai îndelungată ca a noastră. Și cu bun succes. Domnul colonel Gheorghiu Mihai. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de vot. Și vă mulțumesc pentru invitația care ne-a putut participa la acest moment. Și, după completarea celor spuse noastre, ne bucur că v-ați adus aminte de cei care au pus-o cât
potrivit la această unitate. Și mai ales că eu am fost unul din cei care au pus prima cărămidă unității. Acțiunea de astăzi a fost organizată înaintea sărbătoririi Armei Jandarmeriei pe 3 aprilie, zi în care se împlinesc 165 de ani de la înființarea acestei arme. Cetatea Giurgiu revine în atenție prin propunerile studenților de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Aceștia au studiat cetatea în tabăra de vară organizată la Giurgiu anul trecut, iar acum au amenajat o expoziție cu proiectele pe care le-au elaborat. Centrul Cultural Ion Vine a fost gazda acestei expoziții, care a propus celor interesați mai multe variante ce vreodată ar putea fi luate în considerare pentru amenajarea pe etape a zonei Cetatea Giurgiu și pentru transformarea acesteia în atracție turistică. Un proiect dificil, având în vedere că zona cetății nu este descărcată de sarcina arheologică, ceea ce înseamnă că nu se pot face amenajări în incinta cetății și în spațiul învecinat, până arheologii nu mai lucrează câțiva ani. Deocamdată aceștia nu au început săpăturile pentru că nu există niciun proiect în acest sens, nici bani. Pe de altă parte, cetatea este inundabilă și trebuie construit un dig sofisticat care să oprească infiltrarea apei. Una peste alta, expoziția de față rămâne cu rostul său. Anul acesta, Giurgiu s-a bucurat de atenția Universității de Arhitectură și au ales ca temă intervenții în situri cu personalitate. Cele mai importante vestigii ce ne reprezintă și definesc istoria țării la sud de Dunăre. Ținta proiectului, dincolo de obiectivele didactice, a fost aceea de a reintroduce în circuitul cultural și turistic acest loc, utilizând, pornind la potențialul acestui cetății, condiționările date de prezența digului, vecinătatea cu podul, cu cele două poduri, podul cel vechi, cunoscut de toată lumea, cu podul cel nou, și pornind de la contextul prezentat mai devreme de domnul primar, aceea de viceprimar, de aceea de a dezvolta faleza către Dunăre a orașului. Propunerile studenților au fost considerate ca un punct de plecare în alegerea unor variante ce pot fi luate în considerare la realizarea proiectului pe care toți îl așteptăm, punerea în valoare a cetății Giurgiu și integrarea acesteia în circuitul turistic. Două dintre cele mai cunoscute exponate ale Muzeului Județean Teohari Antonescu au primit o nouă înfățișare, una care redă fidel aspectul lor inițial. Este vorba despre cele două tunuri amplasate în fața intrării muzeului și care au fost utilizate în timpul Primului Război Mondial. Cele două tunuri pe care le pot admira toți cei care trec prin fața muzeului sunt două piese extrem de rare. Mai sunt foarte puține piese de acest fel care au fost păstrate în România și chiar în toată Europa. La ora actuală sunt rarități pe plan mondial. Știu ce vorbesc. Timp de 30 de ani m-am interesat inclusiv la Muzeul Armelor din Paris. Cândva au fost foarte multe, au fost două serii, calibru 53, calibru 57, cum sunt acestea, și care inițial au fost în poziții fixe în fortificațiile Bucureștiului. Tunurile fac parte dintr-un lot produs pentru armata română și au fost utilizate în Primul Război Mondial. Din cele câteva sute fabricate atunci, acum mai sunt păstrate în România doar câteva. Din sute au rămas nu știm câte. Unde au fost ofițerii mai destupați la minte și primari mai energici, câteva au fost salvate, sigur le interzicem să mai tragă, numai în cap unora armele din muzee trag, sunt legi încă din începutul secolului 20. Putem demonstra oricând că nu poate să tragă, oricum muniția aia nu se mai fabrică.
la ora actuală, și cu asta vreau să închei, după cercetările mele și știu ce vorbesc, când puteam, am bătut toată țara, am vorbit cu colegi, mai sunt 6 piese. 2 sunt aici, 2 sunt la Mărășești, la mauzoleul de acolo, și Muzeul Militar Central are o piesă. Tunurile au fost preluate de Muzeul Giurgiuvean în 1977 cu ocazia centenarului Războiului de Independență. De atunci ele sunt expuse la Giurgiu. Tunurile au fost restaurate prin grija muzeografului Florentin Breazu, de către singura firmă din Giurgiu care poate executa astfel de lucrări și care a utilizat materiale identice cu cele de fabricație, precum și vopsele și lacuri speciale, astfel încât să fie păstrat cât mai fidel aspectul inițial. Restaurarea roților a fost partea cea mai dificilă, fiindcă rotarii profesioniști sunt pe cale de dispariție, iar această lucrare a fost suportată financiar de muzeograful Emil Păunescu. Asta pentru a evita complicatele proceduri birocratice care ar fi trebuit respectate. Veste bună pentru mii de pensionari din județul Giurgiu. Sărbătorile pascale aduc pensiile mai devreme, astfel încât oamenii să se poată pregăti pentru zilele de sărbătoare. Acest lucru s-a întâmplat periodic în ultimii ani, înaintea Paștelui sau a Crăciunului. În aprilie, pensiile trebuiau să fie plătite până în data de 15 a lunii, însă guvernul a anunțat plata anticipată a acestora. Astfel, drepturile bănești vor fi achitate mai devreme, pentru ca oamenii să dispună de banii necesari cheltuielilor de sărbători. Pentru achitarea în bune condiții a pensiilor și a altor drepturi stabilite, Casa Națională de Pensii Publice a stabilit o procedură de lucru care prevede astfel. În data de 1 aprilie 2015 va fi achitată prima tranșă în valoare de 60% din valoarea lunară către Compania Națională Poșta Română. A doua tranșă, în procent de 40% din valoarea lunară, va fi achitată în data de 6 aprilie 2015. Astfel că în intervalul 6-10 aprilie 2015, toate pensiile să ajungă la domiciliul beneficiarilor. Drepturile de pensie ale beneficiarilor care au optat pentru plata acestora în conturi bancare vor fi achitate cu câteva zile mai devreme față de cei care așteaptă pensia la domiciliu. În ceea ce privește pensiile virate prin conturi bancare, până la data de 6 aprilie 2015, casele județene de pensii au obligația să vireze în conturile băncilor sumele pentru plata pensiilor beneficiarilor. Astfel că în data de 8 aprilie 2015, băncile să facă repartiția bănuților în conturi. Această decizie vine în urma unui anunț făcut de premierul Victor Ponta în data de 27 martie. Prim-ministrul României a dat asigurări că există suficiente resurse pentru această operațiune. De plata anticipată a pensiilor se vor bucura aproximativ 72.000 de pensionari din județul Giurgiu. Fermierii români, ca și cei europeni, sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru o nouă etapă, cea în care nu mai există limitări în ceea ce privește producția de lapte. De la 1 aprilie, sistemul cotelor de lapte, introdus încă din 1984, va dispărea. Decizia nu îi va afecta pe micii fermieri giurgiuveni, pentru că una din firmele de produse lactate din județ va utiliza doar laptele preluat de la aceștia. În România, cota de lapte a fost introdusă în 2007, odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. La acel moment, cota pentru România a fost stabilită la 3,057 milioane de tone. Numai că, spre deosebire de alte țări care aparțin spațiului comunitar, România a produs mai puțin lapte decât avea dreptul, iar diferența a fost importată de procesatori din țările vecine, în mod special din Ungaria și Polonia. De mâine, odată cu eliminarea cotelor de lapte, vor crește și grijile fermierilor români, întrucât aceștia nu au condiții optime de păstrare a laptelui până la vânzare, riscând astfel să fie eliminați de pe piața concurențială de străini. Decizia nu-i va afecta pe micii fermieri giurgiuveni, pentru că una din firmele de produse lactate din județ va utiliza doar laptele preluat de la aceștia. Societatea comercială a ținut să precizeze asta într-un comunicat de presă. Societatea giurgiuveană anunță că nu folosește lapte, materie primă din import, pentru fabricarea produselor proprii. În perspectiva eliminării cotelor
producătorilor de lapte, societatea noastră nu va achiziționa lapte din import, existând pe piața internă suficientă materie primă de la producătorii locali, care au depus eforturi pentru modernizarea și mărirea capacității de producție și a atingerii parametrilor de calitate privind laptele conform. Pot exista divergențe privind prețul de achiziție între producători și procesatori, dar suntem siguri că se va ajunge la un consens, având în vedere scăderea prețului la raft al produselor lactate datorită presiunii prețurilor mici a produselor lactate importate. Salutăm propunerea guvernului de a micșora TVA-ul pentru laptele și produse lactate și a eforturilor April în acest sens. Această măsură având un impact pe termen scurt și mediu, ce va aduce o stimulare a consumului, ceea ce face ca beneficiarii reali să fie consumatorii finali. Datorită creșterii consumului și implicit a cererii pentru lapte, materie primă, vom putea prelua toate cantitățile de lapte, materie primă disponibile în zonele noastre de achiziții. Sistemul cotelor de lapte a fost introdus în țările Uniunii Europene în urmă cu 31 de ani ca o măsură de a limita supraproducția. De fapt, aceasta reprezintă cantitatea de lapte și produse din lapte ce poate fi comercializată într-un an de cotă care începe la 1 aprilie și se încheie la 31 martie. 40 de zile este romanul lansat ieri la Giurgiu de scriitoarea Chris Simion, a noua carte din cariera tinerei scriitoare de profesie regizor. Întâlnirea cu Giurgiu Veni a fost una informală, orașul nostru fiind una dintre cele 40 de localități din România unde editura a hotărât să lanseze cartea. Intitulat de către editura 3 ca fiind un roman bazm, volumul 40 de zile este o adâncă metaforă despre viață, credință și iubire, pe care tânăra autoare a pus-o în fața publicului din toată țara cu mult curaj, dar și cu maximă sinceritate. Deși este de meserie regizor, Chris Simion a publicat primul volum la 14 ani, iar cel lansat la Giurgiu a fost al 9-lea. Avem în față un autor cunoscut, o carte fermecătoare, o numește roman bazm, dar cred că e mai mult decât atât. Am și eu emoțiile mele în momentul în care o personalitate de asemenea marcă ne face onoarea să ne viziteze și aș dori să vă prezint și să o lăsăm să ne spună la început povestea acestei cărți. Întâlnirea cu publicul giurgiuvean a fost una informală, la care au participat îndeosebi foarte mulți tineri. Cei din sală au pus întrebări și au primit răspunsuri, în încercarea ca totul să se transforme într-o discuție liberă. Nu știu dacă aș citi 40 de zile. Este cea de-a noua carte a mea, este o proză, un roman. Editura a numit-o roman bazm. Și nu e departe de adevăr, pentru că toate cele 9 cărți pe care le-am scris au pornit de la o experiență reală, o experiență pe care am trăit-o pe cont propriu și pentru că mi-a plăcut întotdeauna exercițiul imaginarului, m-am dus, plecând de la experiența trăită, m-am dus în fantastic. Mai multe amănunte despre această întâlnire puteți afla miercuri, 1 aprilie, imediat după știri, în ediție specială. Zile la rând, două semafoare de la intersecția de la Alei nu au funcționat, iar pietonii au traversat cum s-au descurcat. Astăzi de dimineață, tot pietonii aveau probleme cauzate de funcționarea parțială a lămpilor celor două semafoare. De ceva timp, în intersecțiile giurgiuvene, o parte a instalațiilor de semaforizare au fost înlocuite cu sensuri giratorii, care și-au dovedit utilitatea în fluentizarea circulației. În orașul reședință de județ au rămas astfel doar 5 intersecții semaforizate, iar preț de câteva zile bune, 2 dintre ele le-au jucat feste trecătorilor. Practic, atât în intersecția dintre strada Vlad Țepeș cu Bulevardul Independenței, cât și la cea formată de Mircea cel Bătrân, Bulevardul 1907, strada Libertății și Constantin Dobrogeanu, pietonii traversau după ureche pentru că 2 dintre lămpile pentru pieton la fiecare intersecție nu funcționau. De astăzi, de dimineață, problema fusese remediată, dar numai într-o intersecție, cea din vecinătatea parcului Alei, continuând să ne mulțumească pietonii. Ați sesizat că nu funcționează semafoarele pentru pietoni? Da, am sesizat, dar ce puteți să facem? Cum vă orientați? În apor de caz, când vine mașini, din dreapta, din stânga. Ați remarcat ce culoare are semaforul aici? Nici o culoare. E normal, trebuia să fie verde pentru pietoni. Aici suntem în Giurgiu și deci probabil până nu se întâmplă un accident ceva, e ceva de nedescris.
Surpriza plăcută de astăzi, de dimineață, când am remarcat funcționarea corectă a semaforului de la intersecția Bulevardului Independenței cu Vlad Țepeș, sperăm să se repete și în următoarele ore, astfel ca nemulțumirile trecătorilor prin preajma parcului alei să dispară. Se elimină cu certitudine în acest fel orice risc în care să fie implicați pietoni. A participat la peste 30 de concursuri și festivaluri de muzică populară din toată țara. A obținut numeroase premii și reușește de fiecare dată să aducă zâmbetul pe buzele celor care o ascultă. La 13 ani, Ioana Lărgeanu a reușit să devină cunoscută și să obțină respectul artiștilor consacrați ai muzicii populare românești, numai cu ajutorul talentului și vocii sale. Frunzuliță de cicor, mă, iauzi, mă, cireșule de flori, mă, țineți mai mult florile, măi, că le-am fac dragostile, măi. Întrece neica pe vale, ia din tine cât o floare și-o pune la cingătoare, când îl vede de camare. Și-o pune la pălărie, cu știe că mi-e drag mie. Ioana Lărgeanu are 13 ani, s-a născut în comuna Frătesa, Turemuș și este elevă în clasa a 7-a la Colegiul Ioan Maiorescu din municipiu. Absolventa Școlii Populare de Artă, tânăra urmează în prezent cursurile Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis din municipiu. Dragostea pentru muzica populară i-a fost insuflată de bunica sa încă de la o vârstă fragedă. În numai 8 ani, adolescenta a reușit să obțină respectul artiștilor consacrației muzicii populare românești doar cu ajutorul talentului și vocii sale. Balada de la 1907 este piesa cu care Ioana Lărgeanu a reușit să obțină locul întâi și să demonstreze juriului de la festivalul Florin Țara Bârsei, ce a avut loc la Brașov, că are talent. Azi nici vântul nu mai bate ca la 907. Urlau câinii pe serate și alergau oameni prin sate să-și facă singur dreptate, că nu mai aveau bucate. Femeile plângeau toate, iar copiii prin ogor desculți și cu capul gol. Modestă ca o fată simplă de la țară, Ioana spune că nu-și dorește o carieră în muzică, ci doar să ajungă profesoară în acest domeniu pentru a avea posibilitatea să le împărtășească și altora ceea ce, la rândul ei, a învățat. Simpla mulțumire a fetei este doar zâmbetul pe buzele celor care o ascultă. Aș vrea să fiu profesoară de muzică, să predau, să le arăt copiilor ce mi-au arătat și mie alți oameni și le mulțumesc foarte mult. Nu e pentru bani, mai mult să bucur oamenii și eu mă bucur când le văd râs pe buze și se bucură de ceea ce cânt eu. Deși muzica îi ocupă cea mai mare parte din timp, Ioana reușește să obțină rezultate foarte bune și la școală. Muzica populară însă nu este singura ei pasiune. Când și la vioară, de 4 ani, la orgă vreo 2 ani m-am apucat și îmi place foarte mult să citesc, să compun poezii, compuneri chiar. De fiecare dată când este rugată de cineva să cânte, tânăra de 13 ani nu ezită să-și demonstreze talentul chiar și la vioară.
Deși părinții fac eforturi mari pentru a o putea susține în cariera ei, greutățile sunt uitate la vederea interpretării pe scenă. Cei care doresc să asculte piesele interpretate de Ioana au posibilitatea să o facă de zilele orașului Giurgiu pe 23 aprilie. Avocat și om politic, a fost vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii în timpul mandatului lui Bill Clinton. În ciuda popularității sale, a pierdut în 2000 întrecerea cu George W. Bush pentru ocuparea fotoliului de președinte al țării. După retragerea din politică, Al Gore devine fondator al Alianței pentru Protecția Climei. Albert Arnold Gore Jr. sau pe scurt Al Gore este omul care a deținut timp de 7 ani, între 1993 și 2000, funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii. Americanul, al 45-lea în această funcție, și-a exercitat mandatul în timp ce Bill Clinton era președinte. A fost precedat în funcția sa de Dan Quayle și urmat de Dick Cheney. Fostul congresman al statului Tennessee, Gore, care s-a născut pe 31 martie 1948, a încercat accederea către cea mai înaltă funcție din stat și în anul 2000 l-a avut drept contracandidat pe George W. Bush. Deși la vremea aceea Gore se bucura de o mare popularitate și credea că va fi votat ca atare, a fost învins de Bush. Fostul vicepreședinte, reprezentant al Partidului Democrat, își felicita după înfrângere noul președinte. Un gest absolut firesc. Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. După retragerea din politică, avocatul și omul de afaceri Al Gore activează împotriva încălzirii globale. De altfel, americanul devine președinte fondator al Alianței pentru Protecția Climei și pentru că, pare se, niciun lucru nu i s-a părut greu de făcut după ieșirea din politică, Gore obține în 2007 și un premiu Nobel pentru pace. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final. Urmează rubricile Sport și Meteo, o ediție specială, iar apoi emisiunile Punctul PI și Între Da și Nu. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a câștigat amicalul cu FC Brașov, dar a rămas fără Tembo, accidentat. Giurgiuvenii ar putea să-l pierdă și pe Ben Youssef din vară. Francezii de la Bordeaux îl urmăresc de ceva vreme. Astra este urmărită și de insolvență, care sigur va veni, spun impresarii. Echipa lui Dorinel Munteanu a disputat sâmbătă un meci amical cu FC Brașov, cu ocazia pauzei competiționale, dar și pentru că a fost în cantonament acolo. Meciul s-a disputat pe un teren afectat de vremea proastă din weekend, iar de suferit a avut Tembo, care s-a accidentat și va lipsi etapa următoare. Echipa gazdelor a pierdut și ea 3 oameni, tot din cauza accidentărilor. Aflat în ultimele 3 luni de contract, Ben Youssef a devenit o țintă pentru mai multe echipe din Europa, îndeosebi din Franța. Internaționalul tunisian, în vârstă de 25 de ani, este urmărit de formația Girondins de Bordeaux, locul 6 în Ligue 1, care are nevoie de un fundaș. Ben Youssef are 58 de meciuri jucate la Astra, dar odată cu venirea lui Dorinel Munteanu la cârma echipei, tunisianul a prins doar 2 meciuri ca titular. Problemele Astrei ar putea fi mai serioase de atât. Firma portugheză care a intermediat împrumuturile lui Azalde și Pintu amenință că Astra nu va scăpa de insolvență. La ultima înfățișare la proces, clubul giurgiuvean a cerut tribunalului din Giurgiu amânare a verdictului în procesul în care este implicată pentru neplata comisioanelor. Giurgiuvenii au contestat acuzațiile impresarilor, iar ultima înfățișare a avut loc chiar astăzi și instanța urmează să se pronunțe.
Etapa a 16-a Ligii a 4-a a adus surprize atât în seria de nord cât și în cea de sud a campionatului județean de fotbal. Lider în nord a devenit Argeșul Mihăilești, iar în sud Dunărea Giurgiu a pierdut rușinos la Hotarele, în timp ce Arsenal Malu a continuat seria victoriilor, dar și Unirea Izvoarele se ține bine. Sâmbătă vremea nu a ținut cu jucătorii și spectatorii, însă nu am dus lipsă de fotbal. Arsenal Malu a obținut o victorie importantă împotriva lui Real Vărăști, însă tunarii au tremurat la început pentru că vărăștenii au deschis scorul. Marius Fodor, antrenorul jucător, nu a fost de acord și a înscris pentru egalitate. Tunarii au preluat conducerea jocului și Cireașa a făcut 2-1 după ce s-a pomenit cu mingea la picior în fața porții goale. Cireașa pe tort a fost pusă de Jelescu pe final de joc. Acesta l-a lobat pe portarul advers, care nu a avut replică la execuția de mondiale a Mălureanului. Tunarii nu au fost mulțumiți de arbitraj. Ne-au dezavantajat clar arbitrii în acest meci, dar am trecut peste toate lucrurile rele întâmplate astăzi. Scorul final de 3-1 spune totul despre acest meci. Felicitări băieților, felicitări staffului tehnic. Ușor, ușor mergem spre ceea ce ne-am propus, adică spre play-off. Arsenal Malu este în scădere de formă. În urmă cu 2 săptămâni au câștigat cu 13-0 față de 3-1 etapa trecută. Da, 3-1, meci greu, foarte greu. 1-1 la pauză, am fost conduși cu 1-0. Teren greu, timp rece, timp urât. Meci de luptă. A fost un meci de luptă, băieții până la urmă și-au arătat valoarea și au învins, dar țin să felicit și gazdele pentru prestația de astăzi. Au avut ambiție, au avut determinare, au vrut să scoată un rezultat bun, dar băieții noștri și-au arătat valoarea pe final. Dunărea Giurgiu a oferit dezamăgirea etapei după ce a pierdut cu 4-1 la Hotarele cu Argeșul. Unirea Izvoarele se menține pe primul loc după un 2-0 la Prundu. În nord s-a produs șocul, acolo unde Argeșul Mihăilești a preluat frâiele clasamentului după ce a profitat de remiza din derbiul Petrolul Roata Cartojan Zmei Ogrezeni. Bianca Damian, fiica antrenorului Marian Damian, este noua campioană națională la aruncarea discului. După 2 ani de antrenamente, sportiva a reușit să obțină prima medalie de aur din viața ei, spre mândria părinților, care au practicat același sport. Weekendul trecut a avut loc finala campionatului național de aruncări lungi, unde Giurgiu a fost reprezentat cu succes de sportiva legitimată la CSS Giurgiu, Bianca Damian. Sub îndrumarea tatălui său, antrenorul Marian Damian, Bianca a reușit o aruncare ce a propulsat-o pe primul loc la nivel național, obținând medalia de aur. Bianca duce astfel tradiția familiei mai departe, deoarece atât tatăl cât și mama ei au practicat acest sport în trecut. Acum a reușit să ia prima medalie adevărată din viața ei și întâmplător este chiar cea mai strălucitoare. E o bucurie foarte mare pentru ea, pentru că a reușit acum să aibă și ea o medalie a ei în vitrina cu trofee pe care noi o avem în casă de ani buni. Bianca Damian practică sportul de 2 ani, iar aurul l-a câștigat la categoria copii 2, cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani. Sunt mândru de tot ceea ce copilul meu mi oferă, dar sunt mândru de toți copiii mei în general, pentru că până la urmă am spus-o de nenumărate ori, toți elevii pe care i-am, eu îi consider ca fiind copiii mei. Cu un tată fost atlet și actualmente profesor, Bianca nu își neglijează școala, dar nici pregătirile sportive. De câte ori poate și în calitate de părinte știu exact când poate și când nu, vine negreșit la antrenamente. A început să practice atletismul în urmă cu 2 ani. Toate rezultatele copilului meu pentru noi ca și părinți reprezintă un cadou. Asta aviz tuturor părinților care pot să ofere un cadou zilnic copiilor lor printr-o vorbă bună, prin preocupare zilnică vis-a-vis de activitatea odraslelor. Ăsta e cel mai mare cadou, nu trebuie să cumpărăm ceva anume. Deși pare un sport mai greu de abordat, aruncarea cu discul sau greutatea nu pun în pericol sănătatea copilului. Tinerii se întrec într-o formă mai ușoară de aruncarea discului sau aruncarea greutății. Sunt niște obiecte ușoare, specifice vârstei lor. Bianca Damian a obținut un record național la aruncarea greutății de această dată în cadrul etapei semifinale, iar la sfârșitul săptămânii va avea loc proba finală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe știri ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
Vremea se va menține răcoroasă în majoritatea regiunilor, mai puțin în cele estice și sud-estice, unde valorile termice rămân apropiate de mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va avea norări temporare. Ziua va ploua mai ales sub formă de aversă și vor fi posibile descătcări electrice, local în nord-vest, în centru și pe arii mai restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 16 grade, iar cele minime între minus 4 și 6 grade, ușor mai scăzute în depresiuni. La Giurgiu va fi de asemenea condiții de ploaie și cerul va fi noros aproape toată ziua. Temperaturile maxime nu vor depăși 12 grade Celsius la Giurgiu, ci vor ajunge doar până spre 10-11 grade la Comana, Bolintin Vale și Mihăilești. Viteza vântului va fi de 25 de km pe oră dinspre vest, presiune atmosferică 754 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în scădere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă 407 centimetri. Umiditatea va fi de 65%.